În spatele blocului 4 pe 1S de pe șoseaua București, ca de altfel, în mai multe zone ale orașului, stau parcate sau abandonate mașinile locatarilor. Spațiul pe care sunt lăsate mașinile au fost cândva grădinițele blocului cu iarbă și băncuțe, așa cum locatarii văd acum doar pe la vecinii de pe cealaltă parte a străzii. La ei se mai vede doar rămășița gardului care împrejmuia odată colțul verde. Ce s-a dacă nu l-a distrus? Asta este. Trebuia lăsați așa cum a fost și nu era așa, uite, asta. Vă lipsesc băncuțele și spațiul verde? Da, lipsesc. Da, și văd băncuțele de acolo, pe aici, de toate părțile. O doamnă administrator din zonă le transmite autorităților locale că există locuri lăsate în paragină, care ar fi fost numai bune pentru amenajarea unor parcări pentru autoturisme. Chiar în spatele blocului au fost grădini și nu s-au mai întreținut și acum sunt boscheți acolo. Puteți să mergeți să vedeți ce sunt. Nu s-au amenajat acolo câtă vreme aici exista spațiu verde și băncuțe. Exact, da. Au desfințat băncuțele, au desfințat spațiul verde și în spate unde era spațiul verde sunt boscheți, câini și tot ce vreți. Sunt și giurgiuveni care, probabil posesori de mașini, înțeleg situația. S-au mulțit mașinile, înainte nu era. Când m-am mutat aici erau 3-4 mașini, acum s-au mulțit și au luat majoritatea și trebuie locuri de parcare. Am contactat și municipalitatea care a aflat despre locurile de parcare improvizate de la reporterii TV Giurgiu. Am fost personal în acea zonă și am verificat dacă este adevărat. Din păcate este adevărat că mare parte a zonei verzi a fost transformată în parcări. Deja în seara aceasta am dat-o la poliția locală pentru a verifica, a lua măsurile pentru desfințarea parcărilor construite ilegal. Deja sunt identificate multe locuri de parcare, numai că, încă o dată vă spun, sunt și locuri înguste, cum se numesc, în care nu sunt atâta locuri de parcare cât cetățeni sunt în zonă. Până ce măsurile vor fi luate, lucrurile rămân așa. Dar ce se va întâmpla totuși cu autoturismele pentru care nu există locuri de parcare?